Eram în ultimul an de practică, după ce am cunoscut adevărul în Popatatu, primul an de practică în Grand, apoi în București Noi, în Belu și în sfârșit în lăudatul labirint. Era, dacă vreți, cetatea reprezentativă a adventismului românesc. Acolo erau cele mai înalte fețe, acolo se dădea tonul în multe privințe. Pentru că timpul meu e limitat, aș vrea să nu discut de multe lucruri bune, ci să mă refer la trei repere. Oamenii care au lăsat un profund impact în sufletul meu. Cred că sunt nedrept că amintesc doar trei când sunt mulți. Dar aceștia mi-au venit în minte. Lângă biserica Labirint, la 60 de metri, 70 de metri de biserică, era locuința fratelui Florea Dumitru. Eram neofit, venit de curând, dar știam că el a fost un luptător, unul care a putut spune, aici e locul, stați lângă mine. Nu venea la biserică pentru că era destul de limitat în mișcări. Dar am dorit să-l cunosc. Și fratele Indricău, care mi-a profesor, m-a introdus la el. Un om înțelept și spiritual. Nu l-am vizitat decât de vreo 3 sau 4 ori. Dar se vede impactul care rămâne. Aș vrea să spun mai multe, dar nu mă lasă timpul. În labirint am întâlnit o familie. Alexandru și Maria Sima. Vă amintiți? Un om care a făcut pentru Hristos de 3 ori pușcărie. Și care înfrunta cu aceeași tinerețe sau energie orice fel de provocare. Am fost în casa lor, am dormit acolo pentru că ei lucrau zi și noapte scoțând cărți. Mama Maria, o găsiți în cartea scrisă de ea. Și mă amintesc încă de o persoană modestă, care nu se distingea cumva din pleiada de nume care ornau amvonul. Dar mă impresionează omul acesta, îl cheamă Octavian Coconcea. Un om smerit, mărunt, dar nici nu știți câte lupte le-a dus de unul singur. El era omul subteranei. Și tot timp cu o geantă grea, pentru care era și deformat ca o satură, el avea punctele cheie cu securitatea subterană. Și dacă nu era Coconcea, noi nu aveam cărți. Cărțile care se scoteau cumva și apăreau pur și simplu. Iar în spate era un omuleț. Mi-a povestit el cum odată era să se termine totul. Și cum l-a anunțat unul din cei care, cu care lucra, fugi că este o razie, un control, te caută, cu camionul plin de cărți, a ieșit pe străzi, nu el conducea, ci un agent. Și spune că a reușit să arunce toate cărțile undeva într-o groapă, să o întoarcă, să nu fie prins, ca să poată continua după aceea lucrarea. Vedeți, sunt eroi care n-au venit în față. Dar exemplul și influența lor dăinuie. Și aș vrea să închei această primă introducere. Nimeni nu se formează singur. Toți suntem formați de alții. Și sunt adânc recunoscător lui Dumnezeu
că am avut și o parte de atelierul numit Labirint. Amin. Aș vrea să stau lateral. Se poate? Pentru că vreau să fiu cu dumneavoastră, nu vreau să fim împreună. Au trecut 100 de ani de istoria labirintului. Mulțumesc. Spuneam că noi suntem singura ființă de pe planetă care avem dimensiunea temporală, care putem să ne reprezentăm lucrurile în trecut, prezent și viitor. Pentru că Dumnezeu ne-a făcut după chipul și după asemănarea Lui. Și cine nu are dimensiunea sau cine nu conștientizează trecutul, acela nu are identitate. În boletinul vechi scria fiul lui și al. Dacă nu știi de unde vii, nu știi cine ești și nu știi nici încotro mergi. Noi ne-am născut profetic, nu la întâmplare. Și credem că profeția biblică ne-a dat o identitate pe care n-am meritat-o și nu o merităm, aceea de a fi glasul care zboară prin mijlocul cerului și care are de descărcat un mesaj de ultimă oră omenirii. Iar acest mesaj din Apocalipsa, capitolul 14, versetul 6 la 12, spune: a sosit ceasul judecății. Sigur că judecata e o veste bună sau o veste rea, dar judecata este intim legată de revenirea lui Iisus Hristos. Iar în perspectiva celei de-a doua venire a Marelui Advent, judecata pentru copiii lui Dumnezeu este, dacă vreți, achitarea și legarea tuturor rănilor, n-aș spune răzbunare, aș spune doar răcorirea sufletelor care au trecut prin pârjol, prin cuptorul de foc. Dumnezeu face o dreptate plină de milă și asta este, de fapt, judecata. Mi-amintesc cuvintele unui pastor bătrân. Eu eram pastor tânăr în județul Tulcea, iar el a venit ca cel care avea dreptul să împartă Sfânta Cină, eram încă nehirotonit. El chema nenea fratele Soare Ion. Mulți poate îl cunoașteți. Și îmi zice: frate, când eram tânăr, ca și tine, plin de energie, mă întreabă soția: măi, Nelule, n-avem o casă. Lasă, dragă, cât timp vom lucra, avem casă și vorba vine Hristos, n-avem nevoie. S-au născut copii și m-a întrebat: dar unde o să mergem după? Lasă, dragă, că vine Hristos. Și acum zice, într-un an ies la pensie și mă întreabă nevasta: Nelule, unde mergem? Și vă spun, acest spirit al așteptătorului l-am avut și eu. Când mama mea odată, dragă de ea, respingea cu oroare ideea ca copilul ei să devină religios. Și când mă certa, odată am izbucnit și am spus: o să vezi, uite, haina asta nu se va strica și va veni Hristos. Și mama spune: no, să vedem. S-a stricat de mult o haină, 20. Oare acest spirit al așteptării
care îmbibă sufletele îndrăgostite, subliniez. Care este, știu eu, durerea cuiva care așteaptă ziua nunții, mai sunt atâtea luni, ea e acolo, eu sunt aici. Care este oare durerea mai dureroasă decât așteptarea? Ei bine, întrebarea este, mai există spiritul așteptării? Mai suntem nebuni de dragoste? Știți, spunea un psihiatru, și dacă vreți găsiți această idee în cărțile mai noi de psihologie sau unele cărți, eu am găsit într-una, care spune că dragostea este o maladie care ne răpește și judecata, care ne face să vârșim numai prostii și greșeli. Și bine ar fi să nu iubim. Și să nu vă mirați, aceasta este moștenirea culturii greco-romane, care iubirea și mila erau slăbiciuni și maladii. De fapt, văd cum omenirea este trasă de o ocultă, o elită ocultă, să ne întoarcem înapoi în întunericul păgânismului greco-roman. Nu vorbim acum mai multe. Dar mă întreb, oare în această biserică, și nu numai adventiștii, dar frații mei baptiști, pentecostali, evanghelici, ortodoxi, catolici, mai există oare dorul și așteptarea? Noi ne numim adventiști, de la advenio, advenire, care în latinește spune în vederea sau pentru venire. Care însemnează nu doar că revine, ci noi pentru ad, la venire ne pregătim, avem în vedere. Cu 2 săptămâni în urmă am luat bilet să iau trenul Sighișoara București. Eu lucrez la Mureș și trenurile le iau din Sighișoara. Pentru că fac deseori naveta, doamnele de acolo, de la stația de la gară, mă cunosc, domnule, 35 de minute întârziere. E, asta este. Cum am venit eu cu 1/2 oră înainte, mai stau încă 1/2 și vine trenul. Ca să aflu că 4 ore are trenul întârziere. Nu glumesc. Am așezat acolo și eram așteptător. Ce face un așteptător în gară? Mănâncă semințe. Ascultă, știu eu, butonează telefonul, se uită după muște. Dar ce face un alt? El așteaptă, dar rețineți, vă rog, pasiv. Că dacă s-ar plimba încoace încolo și ar face pași, de nu totul vine. Dacă s-ar certa cu angajații, de nu totul vine. De nu are treaba lui, eu am treaba mea. Și când nu depinzi de tine, când lucrurile nu depind de intervenția ta, atunci mănânci semințe. Așa este așteptătorul tipic, care crede că lucrurile sunt aranjate de Dumnezeu în cer și când o hotărâie, el vine trenul, 4 ore, 2 ore, 8 ore, tu așteaptă. Și sigur că așteptarea aceea, chiar dacă te joci cu ceva, e plictis. Pentru că ai avea altceva să faci, lucru pe care tu să-l alegi, nu să-ți impună el CFR-ul sau, știu eu, mersul trenurilor. M-a impresionat o istorie. Este o schiță, o novelă, scrisă de un dramaturg destul de vestit american, William Tennessee. El are mai multe piese de teatru, filme. Nu e un religios. E un om secular, dar cu nume, talentat. Și novela se numește Ceva de Tolstoi.
Istoria este despre un tânăr, Iacob Brodsky, evreu. O familie, părinții lui, o familie de refugiați din Rusia în America, America anilor 20-30. Și sigur, comunitatea evreiască știe să-și păstreze, știu, coerența. Și Iacob, în biserică, el tinerel de, știu, 10-12 ani, o vede pe Lila, o fetiță de 90 ani, și ei se joacă împreună, se simt bine împreună. Ea evreică, el evreu. Și sigur, când hormonii explodează în trupul lui Iacob, se îndrăgostește lui Lea și vrea un singur lucru, să o ia de nevastă. Dar tata spune, nu, te duci la studii, avocat. Și trebuie să meargă la studii. Numai că în primul an, dacă nu mă înșel, îi moare tata și spune, gata, am terminat studiile, mă însor. Tatăl său era librar, adică avea o mini cărți, librărie. Și el spune, tocmai bine, locul a rămas liber, devin eu urmașul tatălui, librar, se căsătorește cu Lila și sunt fericiți. Un an, doi ani. Numai că timpul dă la o parte aura, farmecul primei iubiri. Și se descoperă doi oameni cu tendințe, cu temperamente radical diferite. El liniștit, meticulos, nu? Dezdoia foile de la cărți, avea anticariat. Și le lipea, le scutura de praf, le punea pe raft. Ea plină de viață, de dinamism. Când mă scoți, când mă scoți la promenadă, când mă scoți la paradă, ea vroia viața, viața. Iar el, pentru el, viața era liniștită. Tensiunile cresc. Frustrarea se acumulează. Și în sfârșit, în târgul în care locuiau ei, vine circul. Un circ cu tot ce era atunci mai savuros, mai picant pentru vremea aceea, că nu era televizor, radio, mai nimic. Și ea se duce la, vrea să vadă, du-te, dragă, du-te. Da, suntem în competiție. Și întotdeauna ăla micu, scumpul de el, binecuvântatul de el, bate pe la mare. Da. Vă mulțumesc mult pentru că mă ajutați. Și, dragii mei, e totuși un cadru psihologic și avem nevoie de liniște, că mergeți pe un punct psihotensiune. Și cum vă spuneam, ea, după o săptămână vine și spune, Iacob, plec. Unde pleci? Plec. A fost un concurs de cântec și am câștigat eu premiul și a spus directorul, un nimeni, directorul circului, te iau cu mine, facem o tură prin America, prin Europa, circul va fi platforma de afirmare a ta, tu ești o vedetă. Și el se uită lung, da, Lila, tu ești soția mea, tu mă iubeai, te iubesc, eu plec, eu nu mai pot, eu plec. Și în cele din urmă vine ziua fatidică, toată noaptea el nu poate dormi, el pentru că îi pleacă iubita, ea nu mai poate dormi, că n-a venit ziua, vrea mai repede. Și în ziua când ea, îmbrăcată cu tot ce era mai sclipitor și mai bătător la ochi, se pregătește să dea ultimul pupic, el îi dă cheia, cheia casei. Și a spus, Lila, cheia, casa e aici. Oricând vii, e locul tău. Ia, ia cheia, o bagă în poșetă, pa! Și-a plecat. Iar el se uită după ea. A doua zi iese să se uite, vine. O lună iese, două luni tot iese. Trece anul, Lila nu vine.
El obosește să mai stea în picioare. Se retrage în spatele teșghelei și se refugiază în carte. Trec 15 ani. Și într-o zi, clopoțelul de la ușă, cum era pe vremuri, clink, clink, sună, intră cineva, un client. Sărutuna doamnă, se scoală el. Ia o femeie încă frumoasă, se apropie, se uită spre librar, librarul mai face o plecăciune. Doriți o carte? Da, doresc o carte. Vă rog să spuneți, cam despre ce e vorba? Era Lila. Și era uluită că el nu o recunoaște. Vreau o carte despre doi care s-au iubit. Vă ascult, doamnă, vă ascult. Era unul, îl chema Iacob. Iacob. Și o fată, Lila. Ce nume, Lila. Și pe măsură ce a povestește, devine tot mai terifiată. Și spune că Lila a plecat. A plecat. Și el o aștepta. Da. Ce... Trebuie să fie ceva de Tolstoi. Și atunci Lila scoate din poșetă, pac, pune cheia pe teșghea. Și iese. Așa? Cheia mea. M-a durut sufletul când am citit istoria. Și mi-am dat seama că poate exista atâta proiecție sau paralelă între un așteptător, cum era el, și așteptătorii. Și eu cred că sunt trei tipuri de așteptători. Este așteptătorul care practic nu e așteptător. Pentru că el are pus, să zicem noi, acțiunile lui într-o întreprindere, acțiunile întreprindere, dar el nu-l interesează cum merg acțiunile, el își vede de lichid, banii lui lichizi, de afacerile lui și dacă vinde acolo, cu atât mai bine. Imaginați-vă oameni care cred în a doua venire a lui Hristos, care și-au pus acțiunile, m-am botezat, sunt membru, plătesc și cotizez. E un tribut care trebuie să-l dai. Dacă vrei să ai parte de acțiuni, plătești procentul, nu? Că așa se cade. Așa e în orice business. Și cufundat în mirajul lumii, aceștia așteaptă doar să câștige marele pot. Adică să câștige de la, din acțiuni să vină cerul. Există o a doua categorie de așteptători. Așteptători care așteaptă evenimentul. E rău pe pământ. Sunt boli, coviți, oameni răi, sunt pericole. Uite, acum ne amenință un război care ferească Dumnezeu să ia proporții globale catastrofice. Și așteaptă un lucru, cerul. Vrem să ajungem în cer. Și aș vrea să citesc un text. Este textul fundamental, singurul pe care îl amintesc, în jurul căruia avem multe de preiubiților, 2 Petru 3, versetul 8, mai departe. Versetul 9. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca nici unul din voi să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Atenție, vă rog, e evenimentul, subliniez. Iacob Brodsky aștepta întoarcerea, evenimentul. Ziua Domnului însă va veni ca un hoț. În ziua aceea cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cerești se vor topi
de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evalvioasă, așteptând și grăbind ziua venirii lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri și trupurile cerești se vor topi de căldura focului. Și acum atenție, versetul 13. Acesta este inima, sufletul celor celi de-a doua categorie de așteptători. Dar noi, după făgăduința Lui, ce așteptăm? Pe Hristos? Nu! Un cer nou și un pământ nou în care va locui neprihănirea. Și oamenii așteaptă evenimentul. Mai puțin pe Lila, mai puțin întâlnirea cu Hristos. Pentru că viața de pe pământ e rea și cerul este prăjitura. Și mă întreb oare, cam cum se desfășoară viața acestei categorii de așteptători? Ei n-au business-ul. Ei se gândesc tot timpul la paradis. La acea țară, când eram mic, am făcut școala germană până între a șasea, era o poveste care ne încânta pe noi copiii. Se numea Schlaraffenland. Era o țară imaginară, undeva, unde doar copiii puteau ajunge. Și noi eram copii. Și ca să ajungi acolo, trebuia să rozi un tunel printr-un munte de chec sau de cozonac. Și eu zic, bă, n-am juc eu în țara aia, dar măcar să rod acolo până îi vrea eu. Eram în anii de după război, când eram toți foarte, foarte limitați. Și dacă reușeai să rozi cu dinții până dincolo, ajungeai într-o țară cu adevărat unde câinii alergau cu covrigi, unde dalele caldarul era din cașcaval, unde gardurile erau din cârnați, așa erau pozele. Și noi visam la acest Eden. Acum, sigur, ne-a făcut mari. Avem alte proiecții, mult mai știu, rafinate, mai serioase, dar așteptăm o țară. Numai că țara asta nu se dă. Țara asta nu-i la îndemână. Când Mântuitorul va veni, știți cine va fi mântuit? Nu credincioși, nu așteptători, ci doar fii și fiice. Doar fii și fiice. Cei care au suferit durerea lui Hristos și care vor putea intra în bucuria lui Hristos. De-aia spune, intrați în bucuria stăpânului, pentru că aici au purtat durerile. Care sunt durerile stăpânului? Hai să vă întreb, cine așteaptă? Omul sau Dumnezeu? Hai să ne gândim puțin. Cine e cel care așteaptă? Păi așteptăm noi. Da, suntem egoiști, suntem egocentrici. Pe noi nu ne doare. Auziți? Când eram pastor la Grant, a venit o familie amărâtă la mine, plângând, și a spus, frate, veniți, băiețelul meu de 7 sau 8 ani, erau din Buzău, e bolnav de leucemie în spitalul Caraiman. Veniți, erau devastați. Când am intrat în spitalul, la etaj, 81 de copii damnați, sortiți să moară de leucemie. Când am intrat pe hol, era o fată de 16 ani, își aranja părul într-un capot frumos, se pregătea să moară, ea nu știa. În salonul în care am intrat, erau vreo 4 copii, băiețelul era în partea asta și vis-a-vis era un băiat de 2 ani, bolnav de leucemie, cu tuburi, ultimele ore. Am ieșit afară și am plâns. Pe noi nu ne interesează că mor copii de leucemie. Nu ne interesează ce se întâmplă în lume, atât timp cât e cald în casă și am ce mânca.
Dar ăștia-s copiii lui Dumnezeu. Și unii mor fără speranța mântuirii. Și pe Dumnezeu îl doare și strigă, cât să mai aștept? Cât trebuie să mai aștept după voi? Cât cerul, îngerii, în fiecare zi mă trag de mânecă, spun, Doamne, mai repede, mai repede, că nu mai putem suporta tortura asta, să vedem cum copiii tăi, făptura mâinilor tale, după chipul și asemenea ta, crapă, sunt dați morții și diavolul își bate joc de ei. Termină mai repede, Doamne! Și acum vreau să vă întreb. De ce Dumnezeu întârzie? N-ar putea să spună, gata, a trecut timpul, am data asta, deadline, linie roșie și gata. Ar putea? De ce nu o face? Pentru că ne iubește. Auziți? Mi-amintește ce spunea bătrânul Artinian. Ne-a fost dască la seminar. Și dacă asta rețin, altceva nimic, că asta m-a impresionat de la el. Și a spus, cu venirea, cu închiderea harului, va fi așa, spunea el. Vor veni toți îngerii de pe pământ la Mântuitorul și vor spune, stăpâne, nu mai e nimeni. Nimeni să fie mântuit. Și Iisus va întreba, chiar nimeni? Nimeni, stăpâne. Și atunci Iisus, știți ce va spune? Mai mergeți odată. Mai mergeți, mai contează. Poate e totuși unul, mai e vreunul. Și îngerii vor veni din nou și vor spune, stăpâne, nu e nimeni, nimeni, nimeni. Atunci închideți harul, închideți și andrămaua, nu mai e nevoie de har, am închis harul. Cât timp mai sunt suflete de mântuit, Hristos nu poate închide prăvălia, în ghilimele, a harului. Pentru că iubește. Și ce se poate face ca să se închidă harul, mai, adică să vină sfârșitul luminos al revenirii Domnului Hristos mai repede? Păi sufletele trebuie să fie informate, trebuie să fie câștigate. Și cine o să meargă? Îngerii zic, degeaba mergem noi. Știți ce se întâmplă dacă vine un înger? Cad jos. Mă obligă să mă convertesc. Și Dumnezeu nu poate obliga pe nimeni, pentru că vă respectă, ne respectă. Și singurul argument, spune Hristos, lumina lumii, singurul argument grav, hotărător, este omul schimbat. Când tu te duci și omul spune, dar tu erai, cum tu ești ăsta? Singurul argument care poate schimba pe semeni este o viață transformată. Este un argument, spune ceva, împotriva căruia nu există argument. Dragii mei, în textul citit din 2 Petru, când mai citesc că este un cuvânt cheie, deci fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând ce? Putem noi grăbi ziua Domnului? Cum? N-aud. Cum putem noi? Dar nu-i hotărârea lui Dumnezeu din veșnicie? Putem noi grăbi ziua Domnului? Eram în străinătate. Și un coleg, pastor, teolog, cu doctorat, a venit să mă pună la încercare. Și a spus, tu ai spus că noi putem grăbi ziua Domnului. Știi că, de fapt, în greacă, cuvântul grăbind poate fi tradus grăbiți-vă. Adică noi să ne grăbim, dar nu putem grăbi planurile hotărâte din veșnicia lui Dumnezeu. Și aceasta este, din păcate, noua teologie nenorocită, care pe noi ne scoate din ecuație. Dar știți ce însemnează ecuația? Sunt bolnav. Am intrat la operație. Operație, să zicem, grea. Și vine doctorul la contravizită după ce mi-am revenit din anestezie.
Și știți care e prima întrebare pe care orice bolnav, inclusiv eu, din pilda asta, eu pun? Știți care e prima întrebare cheie? Domn doctor, ia ziceți, când îmi dai drumul acasă? Asta e prima întrebare. Când plec? Cât mă ții? Cât mă mai ții? Și doctorul, imaginați-vă că scoate o foaie de hârtie, un carnețel de la pagina, la boala ta durează 6 zile jumate. Așa zice doctorul. Știți ce spune el? De tine depinde. Dacă te faci mai repede, pleci după 3 zile. Dacă nu, te țin 3 luni. E adevărat? Cine e cel care hotărăște biletul de ieșire? Nu doctorul. Păi pot unii să stea că, mă rog, infecție, suprainfecție, tot felul de bacili și în spitale, recurență, știu, complicații, și te țin acolo și la ATI. Singurul care hotărăște soarta e bolnavul. Și vedeți că în planul mântuirii sunt 2 actori. E doctorul și bolnavul. Și doctorul ar vrea să spună, dar vreau mai repede să te trimit acasă. Numai că bolnavul hotărăște, noi. Iar cel care așteaptă este Dumnezeu, iar noi ar trebui să nu așteptăm, ci doar să ne grăbim. Nu noi. Ascultați 2 fragmente, unul din cartea Viața lui Iisus. Stă în puterea noastră să grăbim revenirea Domnului nostru vestind lumii Evanghelia. Nu trebuie doar să așteptăm, ci să și grăbim venirea zilei lui Dumnezeu. Dragii mei, credeți noua teologie? Sau credeți ce ne-a descoperit Dumnezeu lui Petru? Un alt fragment din Mărturii 8. Fiecare creștin are privilegiul nu doar de a aștepta, ci și de a grăbi venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Atenție! Dacă toți cei ce declară că poartă numele Său ar aduce roade spre slava Sa prin misiune, ultimul seceriș s-ar termina repede, iar Hristos ar veni spre a-și strânge recolta prețioasă. Marea noastră problemă se leagă de așteptare. Este așteptătorul cu acțiunile în lumea aceasta. El așteaptă să câștige din 2 părți. Și din vadul lumii și din izvorul lui Hristos. E a 2-a categorie de care v-am spus, care așteaptă evenimentul, nu omul. Dar un lucru extraordinar este că nimeni nu așteaptă pe Hristos dacă acum nu are o relație cu El. Nimeni nu poate fi îndrăgostit dacă nu cunoaște persoana. Eram adolescent, 13 ani, 14 ani, hormonii au început să lucreze în mine și eram îndrăgostit, dar n-aveam pe nimeni. Adică plângeam cu capul în pernă, mi-am testat la iud, la bunici, plângeam după ea, dar ea nu exista. Sigur, asta este vorba filozofului, o boală. Adevărul este că doar când cunoști persoana, poți să te îndrăgostești de ea, poți să faci din persoana iubită valoarea supremă, omenește vorbesc, să faci totul pentru a o câștiga. Iar textul cheie, în 1 Ioan 5,12, un text fundamental. Cine are pe Fiul, are viața. Mai departe, cine nu are pe Fiul lui Dumnezeu, nu are viața. Iar dacă eu stau în bancă sau stau 6 zile acasă și mă interesează doar să vin să mă închin în ziua de închinare Domnului, doar atât mă interesează ca să cotizez, să pontez, să fiu în rânduială cu cerul. Și dacă nu sunt îndrăgostit 6 zile, doar a 7-a zi, mă păcălesc. Știți care este marea nenorocire și marea problemă a bisericii creștine în general? Fapt pentru care biserica creștină a intrat în penumbră și curând în îngheț.
au fost unii, BBC-ul cu, prin anul 2005, mi-amintesc o afirmație făcută de cineva pus de BBC să vorbească, în 2050 creștinismul va exista doar în muzeu, ca o piesă a trecutului, ca un fapt al civilizației, alături de oasele lui Ștefan cel Mare. Și creștinismul și-a pierdut sensul pentru că nu-L iubește pe Hristos, nu mai este îndrăgostit de Hristos. Că dacă ești îndrăgostit de El, nu poți sta. Trebuie să lucrezi dragostea de mână. Trebuie nu poți să mergi să evangelizezi lumea, dar poți să fii un om. Poți să te ocupi de un suflet. Și vă spun, cunosc suflete anonime care nu ies în față, care trăiesc pentru Hristos. Dragii mei, aici e întrebarea. Motivele pentru care noi lâncezim, pentru care creștinismul este undeva la coada oștirii intereselor lumii. Motivul pentru care creștinismul e decolorat sau și-a pierdut relevanța pentru lumea aceasta este că Hristos e doar undeva în cer, are treburi serioase și nu mai este acolo în Sfânta Sfintelor, unde aici, unde El a zis că vrea să locuiască. Și de ce? E simplu. Pentru că am dat de belșug, de opulență, diavolul are niște metode extraordinar de dulci, se cheamă moarte lentă. Știți povestea cu broasca, nu? Bagi o broască într-un vas pe foc, fierbinte, clocotin, dă din picioare, pârlită, dar iese. Bagi o broască într-o apă călduță și pune-o pe foc. Și așa cum își joacă gușa de plăcere, se întinde tot mai mult, până când fierbe apa în jurul broaștei și broaștea este de acum ciorbă. Sunt atâtea metode de a fi anesteziați, de belșug, de binecuvântări, când creștinismul nu-și mai găsește locul decât în ziua de închinare și în adunare. Aș vrea să mă apropii de sfârșit. Mă gândesc la un verset din Geneza. Este un text în care imediat vă spun Geneza capitolul 29. E un copil al lui Dumnezeu care din dorința de a fi preotul familiei, motive religioase, spirituale, încearcă să obțină ceea ce nu era partea lui, dreptul de întâi născut, mai întâi cu umblit de linte, apoi cu șmecheria, cu, știu eu, travestiul și în cele din urmă, pentru că era amenințat, spune că auzea cum fratele lui ascuțea pe beton cuțitul. Hâș, hâș, hâș. Mama zice, fugi, fugi! Și fuge în așa fel, ca să nu bage de seamă nimeni, fără însoțitor, fără catâr, pe jos, cu Bocșa. Până la urmă ajunge, istoria lungă, după evenimentul Betel, ajunge la Laban. Era unchiul lui. Nu vă spun că timpul e scurt. E un joc foarte inteligent de doi șmecheri, șmecherul Laban și șmecheroiul de Iacov. Și fiecare înșală pe celălalt. Vă spun așa foarte pe scurt, după ce vede Laban că Iacov este bun muncitor, știe să lucreze bine, zice, e periculos să fie nepot, trebuie să-l facă rob. Și chiar să muncește degeaba, hotărăște-mi Simbria. Păi Simbria de la un argat, nu la nepot. Noi lucrăm împreună. Nu, vreau să-l fac. Și el spune, Simbria,
Și acum e mai șmecher. Iacob zice, dă-mi-o pe fată ta. Adică din argat sau din nepot devine ginere. Vă dați seama ce salt. E un joc de calcul, de socotel. Și acum, după ce are loc așteptarea 7 ani, uitați ce spune aici. Iacov iubea pe Rahela și a zis, îți voi sluji 7 ani pentru Rahela. Versetul 20. Astfel Iacov a slujit 7 ani pentru Rahela și anii aceștia i s-au părut ca vreo câteva zile. Ce scrie? Pentru că o iubea. Te-ai săturat de așteptare? Sau iubești pe Domnul? Odată a trebuit să stau departe de țară, tocmai dincolo de ocean, 3 luni și ceva. Și gazda, un om de treabă, m-a lăsat pe un număr foarte ieftin să o sun pe soția. Mai e puțin, asta era cuvântul standard, hai că vin imediat. Pentru că și 3 luni jumate, sigur, păstram legătura, unde-i dragoste, timpul se oprește în loc. Știți cine spune, de atâta timp a zis Hristos și n-a venit? Există 2 tipuri de timp, 3. Timpul cronologic, țac, 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 ceasul. Timpul biologic, care este vorba de vârsta corpului tău și vârsta anilor, că poți să fii mai bătrân sau mai tânăr decât anii tăi. Și al treilea se cheamă timpul psihologic, care este pur subiectiv, determinat de interes. Stai la un film 3-4 ore și cum a trecut? Nici nu știi când. Stai 5 minute la ceva și mai poți, cât durează. Dragii mei, în numele lui Iisus Hristos, dacă vreți să vină Iisus Hristos mai repede, e valabil pentru mine și pentru dumneavoastră. Astăzi împrieteniți-vă cu Hristos și îndrăgostiți-vă de El. Și dacă ne îndrăgostim de El, o să vedeți că ceva se va întâmpla în noi, altfel de hormoni care ne vor înnebuni în sensul lumii și ne va face pe noi ca să ne dăm energia, timpul, chiar și celelalte valori, doar ca să promovăm Evanghelia, care nu e teorie, care nu e doctrină. Evanghelia este dragoste, să iubim pe oameni. Și când îi vom iubi așa cum iubește Hristos, necondiționat, fără limită, atunci se va întâmpla miracolul. Sămânța care stă în pământ de atâta vreme va îmbucuri. Mă rog lui Dumnezeu să se îndure de mine, să se îndure de dumneavoastră și să se întâmple ceva în sufletul și în biserica aceasta. Pentru că 100 de ani au trecut. Ați vrea să mai treacă 100? Ferească Dumnezeu! Să ne rugăm, Doamne, nu vină Tu mai repede că Tu depinzi de noi, ci pune pe noi jarul acela să nu mai putem dormi de dorul Tău, de dragul Tău și să facem ceea ce ne-ai cerut. Singura misiune, mergeți, faceți ucenici. Dumnezeu să aibă milă de noi și să ne ajute. Amin.